Au fost contre între Raed Arafat și Alexandru Rafila pe tema restricțiilor de sărbători. Șeful DSU ar fi cerut ca toate persoanele care vin în țară să fie obligate să facă un test PCR. Potrivit unor surse, ministrul sănătății s-a opus pe motiv că acest lucru ar produce haos. Irina Codreanu a urmărit subiectul și vine cu date suplimentare. Te ascultăm, Irina. Bun găsit! Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sănătății Alexandru Rafila s-au contrazis în ședința de guvern de astăzi pe tema măsurilor ce urmează a fi impuse de către autorități în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, șeful DSU ar fi cerut ca, începând de duminică 5 decembrie, toate persoanele care intră în țară să prezinte, pe lângă certificatul de vaccinare, cei care îl au, să prezinte și un test real-time PCR negativ, chiar dacă sunt vaccinați sau nu, chiar dacă sunt cetățeni români sau străini. Această condiție ar fi fost necesară. Însă Alexandru Rafila nu a fost de acord cu această măsură, ba chiar mai mult a beneficiat de sprijinul liderului UDMR, Kelemen Hunor. Așadar, concluzia zilei a fost ca până la urmă Ministerul Sănătății să fie cel care propune măsurile pentru perioada ce urmează, perioada sărbătorilor, nu DSU.